Eu aleg România 100 de povești de aur ale sportului românesc, un proiect al rețelei regionale Radio România astăzi despre cea mai titrată jucătoare de tenis de câmp a țării noastre, Virginia Ruzici. Fosta tenismenă Virginia Ruzici, câștigătoare a turneului de la Roland Garros, s-a născut la 31 ianuarie 1955 la Câmpia Turzi în județul Cluj. Este absolventă la IFS București, actuala Universitate de Educație Fizică și Sport, promoția 1979. A început să practice tenisul de câmp la 8 ani și jumătate în orașul natal, iar la 10 ani, când părinții s-au mutat din nou, la București s-a transferat la clubul Dinamo unde a fost antrenată de Aurel Segarceanu. Devine jucătoare profesionistă de tenis în 1975. În 1978 a fost campioană mondială universitară la dublu împreună cu Florența Mihai. Virginia Ruzici a avut un traseu exploziv în tenisul feminin românesc și suntem obligați, vrem nu vrem, să punem în aceași balanță cele două nume mari ale tenisului masculin, Năstase, Țiriac și Virginia Ruzici. De fapt, aceste trei nume mari ale tenisului românesc sunt cele care pornesc, declanșează întreaga fulminantă carieră al tenisului românesc. Tenisul a adunat, tenisul adună și tenisul va aduna mii de admiratori în jurul micului ecran sau al terenilor de tenis. Această cultură a tenisului de câmp, evident că a fost declanșată și de Virginia Ruzici. Virginia Ruzici și-a ocupat un loc de frunte în panoplia marilor campioni ai tenisului feminin. A atins apogeul carierei în 1978 când a învins-o în finala de la Roland Garros în două seturi 6-2-6-2 pe Iugoslava Mima Iausoveț, câștigând cel mai important turneu de tenis pe zgură din lume. Tot în același an a câștigat și finala de dublu de la Roland Garros alături de aceeași Mima Iausoveț și a fost finalistă la dublu mixt alături de Patrice Dominguez. Pentru toate aceste victorii a fost recompensată cu suma de 20.000 de dolari. Cea mai bună clasare a sa în clasamentul WTA s-a înregistrat la 21 mai 1979, când a devenit numărul 8 mondial. O istorisire legată de cariera Virginiei Ruzici se referă la triumful său de la Salt Lake City din 1980. Se spune că Richard Williams, tatăl campioanelor Venus și Serena Williams, a fost impresionat de victoria jucătoarei noastre și atunci s-a decis să le îndrepte pașii fiicelor sale spre o carieră în tenis. În 1984, Virginia Ruzici s-a stabilit la Monte Carlo pentru că în România devenise complicat să participe la turnee, nu știa niciodată dacă va primi la timp vizele, pașaportul, dacă putea pleca, dar nu a cerut azil politic niciodată. N-a fost ușor să te rup de țară. N-a fost ușor să-ți vezi destul de rar părinții. La ora actuală, Virginia Ruzici trăiește în Franța, produce și face foarte multă promovare a imaginii României, oriunde Apare Virginia Ruzici, numele este legat și de România. Nimic nu este mai plăcut decât să vezi în țări îndepărtate de România că un concetățean de-al tău este respectat și este apreciat la justa valoare. În Shanghai, în cel mai mare magazin cu echipament sportiv Adidas, pe un perete de 20 de metri pe 10 metri, era o imagine. O imagine care o reprezenta pe Nadia Comăneci cu nota 10 la Montreal. Ei, la fel ca și în Shanghai, sigur și în Franța când la Paris apare Virginia Ruzici în orice fel de trenuri de tenis, lumea aplaudă pentru că ea face parte din marea clasă a jucătorilor de tenis care și-au pus amprenta pe acest sport nobil. Astăzi, Virginia Ruzic este managerul Simone Halep și comentator de tenis la Eurosport. Eu aleg România, 100 de povești de aur ale sportului românesc, un proiect Radio România Regional. Toate filmele le puteți vedea pe site-ul nostru radiocluj.ro sau pe site-ul campaniei eualegromânia.ro